Bună ziua, domnilor! Bună ziua, domnilor! Bine v-am regăsit! Dacă o să sesizați în filmele noastre, făcute de celebrul nenaticu de aici, din spatele camerei de la vederi, el are ceva cu verdele. Deci nu există filmare decât să înceapă cu un copăcel, cu natur, cea frumos. Ce mi-a zis mie nenaticu în această dimineață? Dacă puteți crede așa ceva. Ia uite, soc! Știi ce? Dulceață bună iese din socul ăsta, nu? Vorbești serios? Da, iese dulceață? Să pot mânca astea? O iau raza, o iau. Nu, oameni ferește, mă încep aici să cânt pe... și așa nu mă crede lumea foarte sănătos. Dragilor, nenaticu a dat-o cu socul, cu dulceața, că l-am dus în weekend pe la Sadova, pe acolo, l-am răsfățat cu mure, cu... Ați văzut filmarea, dacă vă uitați la filmarea de la Sadova, e total. Ce facem noi în această dimineață? Am să trecem de la pentru burtă la pentru suflet. Și bineînțeles, când e vorba de suflet, avem un scevean care se chinuie de foarte multă vreme să îndrepte o bucățică din nedreptățile făcute aici în municipiul nostru reședință de județ. E vorba de Andrei Bacoș. Bună dimineața, domnul Bacoș! Bună dimineața! Nu vă vine să vă apropiați de mine, dar de ce? Nu știu, v-am văzut așa cu... Bună dimineața, domnul Ticu! De ce m-ați chemat aici? Ca să spunem oamenilor, suntem... Neaticu, știi unde suntem? Hai să termine Suceava! Hai să termină, la bălăriile alea. Depinde cum vrei să priveți problema. De ce? Nu o să termină acolo? Pentru iubitori de animale aici începe Suceava. Au, unde mi-ai adus? Că se... Deci ne aflăm la adăpostul public pentru căței, din Luca Sucevei, de pe strada energeticianului. Acolo în zare avem puștile. Zare, așa. Dar avem și aici. Nu vom intra înăuntru. De ce? Ți-e frică? Nu este deocamdată cineva să ne însoțească aici. Domnul Pazic mi-a comunicat acest lucru, l-am înțeles, nu este nicio problemă. Nu se poate intra, nu? Nu se poate. Dar cușca asta pentru cine era, mă iertați, pentru căței? Ei, nu, când apare cineva, deci cu urgență, sâmbătă, duminica... Lasă cățelul aici și pleacă, nu? Da, dacă nu-i deschisă poarta acum. Da. Cu acceptul de la primărie. Cu acceptul de la primărie, am înțeles. O cușcă pentru căi, se vede, da? Cu verdeață multă, nenaticu, cu bio. Da, nu mă las aici, tu mai să-l luați dimineața, nu? Nu, deci vine un personal să-l ia și-l duci, că toți cănii se bagă în carantină. Aha, e o procedură. Deci asta momentan pentru... Deci sunt persoane care duc în weekend căție aici? Dacă se întâmplă un necaz, am înțeles. Da, eu... deci dacă vine cineva de undeva, dintr-o zonă și asta... Îl las aici și după aia le ia și personal. După ploaia asta a crescut puțin verdeață aici. Mulțumesc frumos. Înțeleg, nenaticu. Da, pac, să-l las aici, la carantină, îl verifică. Da, nu... Câți câini aveți acum? Haideți că vă spun eu aici informațiile. Câți? 500. Aici? Haideți că vă spun eu. Zine, nene, vă spun eu detalii, că m-am informat înainte de a veni aici. M-a luat cu emoții. Deci, în primul rând, de ce facem această emisiune aici, da? Deci? Aici, în adăpostul de căței public, da. Chiar recent, cred că acum o săptămână sau două, domnul viceprimar al Sucevei a declarat într-o conferință de presă că adăpostul este la un număr de 500 de câini. De patrupede, da. Deci, în fine, legal 500 de animale au voie să stea aici. Da. El a spus că numărul maxim a fost atins. Și vă spun și de ce facem această emisiune. În primul rând vreau să anunț sucevenii că vom face un târg de adopții pentru animalele de aici, pentru puiuții de aici, da? Pe data de 28 august, luna asta, deci cam în două săptămâni, va fi un târg de adopții la Iulius Mall. Am discutat cu cei de la Iulius Mall, s-au confirmat? Da, mi-au confirmat acest lucru. Am discutat și la primărie cu cineva, mai trebuie să discut puțin. Eu zic că lucrurile se vor așeza cum trebuie, deoarece... Pe 28. Da, pe 28. La ora 12. La ora 12 la Iulius Mall. Nu de la ora... în Bucovina, pentru... patrupede. Deci la ora 12, la ora 18 vom fi acolo, vă chem și pe dumneavoastră. 6 ore? Da, 6 ore vom sta acolo. Doar puiuții sau și câinii mai mari? În general, puiuții vom lua, că lumea preferă puiuți. Ai idee cât sunt? Câți pui de câini așa mai adoptabili, să zicem, sunt aici în momentul de față? Sunt destui, mai sunt și câțiva programați pentru adopții și cei care nu sunt programați îi vom lua și vom... Nu știu exact să vă spun un număr, dar sunt destui, credeți-mă. Dacă... 600 de câini. Da, din 500 și ceva, dar trebuie să fie vreo 200 de pui, cred că nu știu, 100 și ceva, 200, nu știu exact. Da, știm, stați liniștit. Domnul e pregătit. Haideți să vă spun de ce am ajuns la situația asta. Deci, din cauza faptului că în Ucraina este război, da.
Țările care adoptau de la noi, de aici, căței, nu mai adoptă căței de aici. Deci și mi se pare un lucru perfect normal și înțelegător. Deci trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Deci țările care adoptau de la noi acum adoptă căței din Ucraina. Deoarece acolo este război, toți câinii au fost aduși aici. E o situație complicată. Da, este o situație dificilă, o înțelegem. De aceea eu vreau să mă implic în acest târg de adopții, să promovăm căței de la noi. Mai profit de un aspect, este luna diasporei și foarte mulți au venit acasă și sunt sigur că mulți iubitori de animale au venit acasă. Îi invit pe toți pe data de 28 acolo la ora 12. Toți câinii care vor fi adoptați vor fi deparazitați, vor fi sterilizați și vor fi microcipați. Vă dați seama că pentru a adopta un câine totuși implică o responsabilitate mare. Eu știu exact cu ce se mănâncă acest aspect, deoarece de peste 12 ani am și eu câine. Am un câine în casă, un câine de tale mică. Nu? Da, lumea poate nu știe treaba asta, că mai sunt persoane care... Amatori? Ticuți? Amatori? Bine, eu stau amator, la bloc. Amator, eu stau la bloc. Că știu că dumneavoastră aveți. Trei pe al vecinului, trei pe al vecinului. Aoleu, deci amator, credeți-mă. La bloc sunt anumite reguli, da. Dacă ai mai mult de doi câini, trebuie să... Da, nu, e complicat, într-adevăr, tot respectul pentru ce faceți. Deci la un cățel nu ai nicio interdicție. Vreau să vă mai spun niște cifre destul de îngrijorătoare. Știți cam câți câini sunt pe străzile municipiului Suceava? Fără număr, domnul Bacuș. Câteva mii. Deci am citit un... Câteva? Câteva mii. Deci în tot județul Suceava, chiar am văzut o statistică recentă, sunt undeva la 50.000 de câini. Oficial, cine știe câți mai sunt. Deci în județul Suceava, da? În municipiul Suceava eu zic că sunt câteva mii. Nu o să dau un număr acum exact, dar vă spun sigur că se mulțesc. Și vreau să mai spun ceva foarte important. Tot în această perioadă, Casa lui Patroclu Ștefan Mandache organizează o campanie de sterilizare. Ați fost dumneavoastră, eu vreau să repet acest lucru, este foarte bine, aceste două se îmbină ca o mănușă. Deci prima oară se sterilizează câinii și apoi cei care sunt încă... cei care doresc să-i adopte, ar fi minunat. Doar așa putem stopa acest fenomen care ia amploare. Și aș vrea ca oamenii să înțeleagă acest lucru și să ducă câinii la sterilizat, este foarte important. În fiecare an se nasc zeci de pui, sute, mă refer așa, de la câțiva câini. Numărul lor este în creștere. Ce să vă mai spun? Am vrut să venim un pic aici la dăpost. Nu, dacă am intrat acolo cu cineva de la personal, nu le-am înțelege. Deci nu putem... La 500 de câini încep să deci când încep să latre acei căței, am mai fost de câteva ori pe aici. Să știți că am colaborat foarte bine cu asociația de aici. Vreau să spun și acest aspect. De-a lungul timpului am găsit o grămadă de câini pe drum. Abandonat și am adus aici, au avut grijă de ei, i-au sterilizat, i-au deparazitat, i-au promovat, deci au ajuns, chiar am poze de la personalul de aici cum căței au ajuns unde trebuie, în Germania, în Anglia. Da. Să știți că își dau interesul. Da, acum trebuie să faceți și lucrul ăsta, având în vedere că numărul este în creștere. Am văzut că cei de la primărie tot spun că persoanele care... și vreau să mai spun un lucru foarte important. În județul Suceava sunt 4 adăposturi de căței. Deci unul în Câmpul Lung, unul în Rădăuț, cred, unul în Suceava. Și unul la Siret. Sunt vreo 5 atunci, înseamnă că mai știam o localitate. Și la Siret. Și fiecare OAT are obligația de a avea totuși un adăpost de căi. De asta Suceava este... Este casa tuturor cățeilor fără stăpân. Îi aduc aici, vin cu mașinile, îi basculează aici, da. Și aș vrea să spun faptul că dacă o persoană este surprinsă de autorități, dacă este surprinsă, că de obicei nu prea este surprinsă, poate primi o amendă de 3.000 de lei, de până la 3.000 de lei, dacă este surprins că abandonează un câine. Și ceva foarte important, la acest târg de căței pe care l-am organizat pe 28 august, vor fi și pisici, să știți. Deci dacă sunt persoane care au câteva pisici, vor veni și cu pisicile acolo. Eu mă voi ocupa de toată lumea, alături de dumneavoastră, alături de cei care vor să mă sprijine, cu sprijinul primăriei, că fără acordul lor, vă dați seama că nu pot lua căței de aici. Asta e pădurea de la dăpost, nu? Tigușorul. Domnul Bacuș, ne-a întrebat oamenii, de ce faceți toată treaba asta? Nu asta, asta. Asta cu căței? Da, în general, de ce vă implicați asta așa tare în viața suciuvenilor? Sincer, haideți să vă spun ceva, deci eu nu mai știu să se făcut, simt asta în suflet să fac treaba asta. Și când ai chestia asta în suflet, nu te axezi doar pe a ajuta un om, încerci să rezolvi toate problemele, inclusiv probleme orașului, probleme cu animale, probleme cu oameni. Și stați că vreau să vă spun ceva important. Te rog.
Deci adăpostul ăsta, târgul ăsta de căței, eu nu știu, eu nu țin minte ca să fi făcut în ultimii ani, nu știu. Cred că acum vreo 8-10 ani s-a făcut ultimul târg de adopție în Suceava. Și eu cred că este foarte important acest lucru. Avem foarte mulți iubitori de animale. Da, sunt anumite pagini de socializare care promovează. Dar mă refeream la un târg de căței în oraș. Da. Da. Aici, când erau 50-60 de căței, da. Vine și acum o doamnă în vârstă. Din Austria? Sau de unde-i? E austriacă, nu știu cum o cheamă. Am înțeles. Dar vine și ține legătura cu domnul pe loc. Am început. S-au zis, domnul Bacuș, mai sunt și oameni cu suflet, nu numai dumneavoastră. Știu că sunt, eu n-am zis că nu sunt. Haideți să vă mai spun ceva. Avem o lipsă acută de fostere. De? Sunt foster, un foster pentru animale. Foster? Ce la foster? O cazare permanentă, deci o persoană, cineva care să... Deci sunt acei pui mici de câteva luni. Nu pot fi aduși, chiar sucevenii trebuie să înțeleagă treaba asta, că de multe ori sunt sunați cei de la asociațiile de protecție animalelor pentru a lua acești căței mici, da. Dar acești pui nu pot ajunge în adăpost, deoarece dacă ajung aici se pot infecta cu parvoviroz, asta este cel mai mare inamic al puilor și mor, deci dacă vin aici și și aduc aici, mor. Ce avem aici, nenetico? Un lucru perfect normal, ca lângă un adăpost de căței să fie și... O fi de la bune? Vreți să mâncați? Curios. Nu știu. Normal ar trebui să fie comestibile, da. Rumegus. Teoretic ar trebui să fie comestibile. Câinele nu mănâncă ce mâncăm noi. Deci un câine, dragii mei, nu mănâncă tâmpenile pe care le mâncăm noi. Dacă un câine poate să mănânce așa ceva, domnul Bacoș, și noi putem și mânca noi putem așa mânca, ceva. Da, știu, și... Vă servesc cu o fructă de pădure, nenatico. Bagi o fructă de pădure? Am mâncat astăzi, mulțumesc. Ați mâncat astăzi, dar nu ca să vă îngreșească. Deci... Astăzi sunteți spaima reporterilor din ăștia, gen Mihai Chira, care au burtică. Dar, haideți să vă spun ceva legat de acest foster. Deci este nevoie foarte mare de foster în orice localitate, numai la noi. Deci când cineva găsește un pui, ar trebui să știe unde poate să-l ducă. Deoarece foarte multă lume găsește... Pui, da. Le aruncă aici frumos, elegant, deci, vii și îl lași acolo, îl claxonezi, la fugă, găsești deci, și două bulini de-astea. Puiuțul de cățel trebuie să stea în foster până se vaccinea, până îi se aplică schema completă de vaccinare. Ce așteptări am de la acest tăr de adopție? Andrei, de la acest... Știți că am așteptări foarte mari ca la fiecare acțiune pe care o fac, deoarece știu că în Suceava sunt foarte mulți iubitori de animale, știu că sunt foarte multe persoane care se implică, sunt pagini de socializare care promovează acești căței, dar ar trebui să facem și la alt nivel, să facem un târg de adopție. Am ales Iulius Mol, deoarece acolo, duminica, știți cam câte persoane vin acolo. Și la Iulius Mol și la Carrefour, e foarte mare agitație. Și vom verifica, nu vom da câinele la orice persoană, adică nu vă gândiți ce că... Ce face, îl întrebi, iei tensiunea, ce faci? Păi nu, dar o să fiți dumneavoastră acolo, poate filmați fiecare persoană care vine și ia un cățel, pentru a încuraja și pe altcineva să ia și alt cățel. Eu sunt sigur că vor avea grijă de ei, nu vor veni doar de ochii lumii să adopte un cățel și după aia să-l... Și atenție, căței adoptați, dacă sunt abandonați, voit, da. Persoana poate răspunde și penal. Pentru povestea asta? Exact. Dar poliția animalelor, mă iertați că pun întrebarea în felul ăsta, ce naiba face, de ce nu? Că e poliția animalelor, bă, să iau un pic, să începe, de unde vin câinește? De acolo, hai să facem o pândă. Păi dacă în primul rând, să facă poliția, mai să faci primarii din local. Pândă, nu te duci să te uiți, aveți adăpost, nu, amendă. Cum chiar știu eu că a făcut o doamnă inspectare de acolo. La cineva. Ce? Să vedeți și pancarta de aici. Adăpostul de căței. Da, pentru a ști persoanele, în tot acest timp, pot veni aici. Pot veni aici, chiar știți că se practică și adopția de la distanță. Da. Vii, adopți un cățel, am înțeles că doar o treime din locurile disponibile dintr-un adăpost de căței pot fi ocupate de persoanele care adoptă un câine la distanță. Deci mi se pare o idee genială. Dacă nu ai posibilitatea acasă să adopți un câine, îi plătești toate cheltuielile lunare. Plătești toate cheltuielile și iată-o. Uitați, aici este pancarda, cine nu știe, deci treci de Iulius Mol, vii la stânga. La stația de epurare, dragi, o faci stânga către termica,
nu te oprești așa, pac, da aici stânga și găsești da. Frumos. Păi vă da. Servesc cu o bombană de da, poate găsești și eu un cățel. Mai erau câțiva căței câteodată pe aici, când mai vedeam, dar nu mai văd pe niciun aici. Ei încă știu că au de mâncare, săraci, dragii de ei. I-au strâns. Da, domnul Bacu, ce să zic? Vă mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături tot timpul. Oricând, cu mare drag. Dragii mei, 28 august, duminică, ora 12, la Iulius Mall ne vedem. Sus inimile!